Vrem să-L închinăm Domnului. Vrem să-I aducem Domnului mulțumiri ca jertfă. Amin. Vrem Amin. Să-I cântăm Domnului, dragii mei, cântări de laudă. Amin. Vrem să ne rugăm Domnului și să aducem înaintea Lui cererile pe care le avem pe sufletul nostru. Și credem că Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, este Cel care ne va asculta. Amin. 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 Dragii mei, cuvântul Scripturilor din Psalmul 105 ne vorbește așa de frumos și spune cuvântul: lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre toate popoarele isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Dragii mei, acesta este îndemnul psalmistului pentru noi. Și poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți, de ce trebuie ca credincioșii trebuie să meargă la închinare, să laude pe Domnul? Așa ne îndeamnă în primul lucru în acest psalm 105. Lăudați pe Domnul, cântați, cântați în cinstea Lui. Noi cântăm în cinstea Domnului, dragii mei. De aceea și profetul Ieremia, Domnul prin profetul Ieremia spune, căci așa vorbește Domnul: strigați de bucurie, înălțați-vă glasurile, cântați laude și ziceți: Doamne, izbăvește pe poporul Tău. De aceea cântăm, dragii mei, ca Domnul să ne izbăvească, Domnul să se îndure de viața noastră, să ne curețe inimile, să ne ierte și El să fie cu noi. Tot profetul Ieremia strigă și spune: cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit. Ce face Domnul? Izbăvește sufletului celui nenorocit, dragii mei. De aceea venim în fiecare săptămână și ori de câte ori venim la adunare. Vrem să ne închinăm Domnului, pentru că El ne izbăvește sufletul de la moarte și primim viața veșnică. Apoi, psalmistul ne îndeamnă și spune: faceți cunoscut isprăvile Lui. Dragii mei, să facem cunoscut cuvântul Domnului, cuvântul Evangheliei, prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru, dragii mei. Mai întâi trebuie să